Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Spectaculoasă și romantică, dacă te-ai născut pe 21 februarie, ești înzestrată cu imaginație vie și cu inspirație creativă, frumoasă și plină de resurse, cu un minunat simț al umorului și o abilitate incredibilă de a te adapta la circumstanțe diferite, te potrivești în orice situație și cu fiecare găsești un limbaj comun radiezi o aură de reverie, din cauza cărei apari departe de lumea reală. Unii te pot găsi pradă ușoară pentru publicitate și povestiri sentimentale lacrimogene, dar nimic nu poate fi mai departe de adevăr. În ciuda compasiunii și a deschiderii caracterului, ești capabilă să vorbești, să te confrunți cu majoritatea oamenilor și rareori ești de acord să faci ceea ce nu dorești. Tu depui toate eforturile pentru a te exprima. Viața ta într-un stadiu incipient poate fi asociată cu dificultățile cu care trebuie să te confrunți aproape zilnic. La început, tu ești totul în jurul tău, dar apoi îți dai seama că adevărata cauza a tuturor bolilor stă în complexele tale. Ar trebui să înveți să muncești din greu pentru tine însă și cel mai important, să nu fii leneșă. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități, mister, muzicalitate, plasticitate, simpatie, diligență, reverență, romantism, planeta ta guvernatoare este Neptun. Aceasta predetermină senzualitatea spărită, arta inspirată reală. Planeta este favorabilă muzicienilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de raționalitate, precum și lipsa de critică. Universul te a înzestrat cu romantism și carismă moale, atractivitate. Ești o fire creativă cu imaginație dezvoltată, inteligentă. Te adaptezi perfect la circumstanțele schimbătoare, oriunde îți găsești un loc pentru tine însăți vei găsi o abordare a oricărei persoane. Ursitoarele ți-au dăruit încă de la naștere reverie, tot timpul se pare că ești cu capul în ori și absolută nu acorzi atenție la ceea ce se întâmplă sub nasul tău. Se întâmplă ca oamenii din jur să concluzioneze că poți fi ușor păcălită, înșelată cu publicitate sau cu povești prostești, dar acest lucru nu este cazul. Ești foarte compasională și deschisă altora și necazurilor lor dar și tu însă știi să înșeli și mai bine. Este posibil ca tu să fii acceptat provocarea soartei pentru a-ți spori dezvoltarea intelectuală. Dacă ai depășit contradicțiile în sine și propria ta emoție, vei înțelege în cele din urmă ceea ce vrei. Unul dintre avantajele indiscutabile ale tale este recursul tău sexual. A te asocia cu o altă persoană, să-i permiți să te vadă fără o mască este pentru tine poate cea mai mare bucurie din viață. Tu simți un eșec profund experimentat în termeni personali. Dacă te simți brusc respinsă, șocul emoțional va fi imens pentru tine și va dura mult timp înainte ca tu să te aventurezi să te deschizi la cineva din nou. Altora, se pare că le este destul de dificil să-ți evalueze în mod obiectiv munca, deoarece ceea ce tu creezi pare inseparabil de tine. Cel mai probabil. Acesta este motivul pentru care percepi dureros critica în adresa ta, deoarece tu echivalezi cu insulte personale. Ai mari probleme în comunicarea cu părintele de sex opus, ca urmare a torturii excesive a rudelor și a criticii constante din partea lor sau, din potrivă, a lipsei de atenție, în primul caz poți deveni închis în sine, iar în al doilea caz, egosită și fără suflet, o iubire sănătoasă nesatisfăcută de viață nu poate fi decât o iluzie pentru tine și o vei căuta peste tot. Pentru tine un iubit confirmă valoarea ta, tu din potrivă ai nevoie de sprijinul unui partener de sine încrezător, pentru care poți deschide în siguranță secretele tale cele mai interioare. În orice caz, puțini oameni pot să trăi într-o relație atât de strânsă cu lumea interioară tu te vei liniști numai atunci când îți vei găsi fericirea și pacea emoțională. În general vorbind, tu dedici multă timp dezvoltării tale spirituale. Nu ești similară cu alți nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este senzuală, atentă, intelectuală, fermecătoare și misterioasă. Tu atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicele tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea cum afectează data de 21 februarie soartata? aproape toată viața ta tins să te autoexprimi și o poți face cu talentul cel mai înalt. Cu toate acestea, în stadiile incipiente ale vieții, din cauza vârstei, aceste lucruri nu este întotdeauna posibil. De aceea în copilărie este posibil să fie avută dificultăți în care îi învinovățai pe alții. Dar, după un timp, îți dai seama că adevărata cauza a tuturor nenorocirilor stă în complexele tale. Orice dificultăți le poți depăși, dar numai dacă tu însă ți o dorești. Tu poți provoca soarta de a-ți ridica nivelul intelectual, de a scăpa de contradicțiile interne, de a depăși emoțiile excesive și de a ajunge foarte curând de la realizarea adevăratelor obiective ale existenței tale. Ai multe avantaje, dintre care unul, fără îndoială, este atractivitatea ta pentru sexul opus, datorită sexualității tale născute, vei fi întotdeauna centrul atenției, care de obicei nu este scopul tău, tu consideri cea mai mare bucurie din viață ca fiind ocazia de a te dezvălui pe deplin unei singure persoane iubite. Și, bineînțeles, dacă nu reușești aici, va fi un șoc emoțional profund cu care va fi dificil să te descurci și nu-ți vei mai deschide inima oricui în curând. Ești mai degrabă închisă prin natura ta și, prin urmare, este dificil pentru tine să evaluezi ceea ce faci, deoarece consideri munca ca partea ta. Această trăsătură caracteristică nu-ți permite să percepi în mod adecvat criticile care sunt privite de tine ca o insultă personală. În acest sens... Este deosebită de greu pentru tine dacă ți-ai legat viața cu arta, trebuie să fii extrem de persistentă pentru a obține succes. Multe dintre problemele tale, provin din copilărie, când conflictele cu părinții sunt deosebite de acute, mai ales pentru o fiică cu tatăl său. Cineva, supus îngrijirii excesive și criticilor constante din partea părinților, devine retrasă iar altcineva se dezvoltă într-un egoist lipsită de spirit și fără suflet, fiind, din potrivă, lipsită de atenția rudelor. Cu toate acestea, în cele mai multe cazuri, lucrurile nu sunt atât de categorice, în timp, relațiile cu rudele sunt îmbunătățite, iar diferențele din trecut sunt uitate. Dacă dai naștere unei familii, ești de regulă, întotdeauna prietenoasă, deoarece relațiile de familie ar trebui să se bazeze, după părerea ta, pe armonie, sensibilitate spirituală și căldură. În copii găsești fericirea adevărată, aceștia ți dau pacea emoțională la care te străduiești aproape toată viața ta. În general, poți fi considerată norocoasă, deoarece poți avea noroc de o afacere preferată și o familie ideală și chiar de succes financiar. Dacă înveți să economisești în tinerețe, dragoste și compatibilitate, emani un farmec magic care atrage mulțimi de fani pentru tine. Acest lucru este bun, deoarece pentru fericire ai nevoie de dragoste, ești inspirată de lumina lunii, poezie și literatura romantică. Înainte de a crea o alianță pe termen lung, depui eforturi pentru a te asigura că sentimentele și preocuparea pentru tine vin din inimă. Ești foarte sex și cea mai mare bucurie din viață este considerată o încredere totală, care este posibilă între inimile iubitoare. Doar înaintea unui soț, îți poți scoate toate măștile și te poți arăta așa cum ești, deși foarte greu, trecând prin lacune și certuri. Dacă sentimentele și încrederea ta sunt atrădate, atunci nu vei putea să te redeschizi la altcineva foarte curând. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc și a unei familii, ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, șansele sunt cam de 50 pe 50. În această uniune, imediat, Trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum berbecul, gemenii și leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc deși totul este posibil neștiind de nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră. Pentru tine este foarte important să te exprimi, să exprimi natura omului, a lumii. Viața pentru tine este plină de încercări, despre care o altă persoană nu și dă seama. Cu toate acestea, tu ți dai seama repede că nu este vorba de oameni care sunt de vină, ci de percepția ta și de complexele tale. Pentru tine este foarte important să te angajezi în auto îmbunătățire. De asemenea, tu întâmpini dificultăți în evaluarea obiectivă a calității muncii tale, deoarece ceea ce faci la nivel de percepție se îmbină cu tine însă -ți și ți este, în general, extrem de dificil să te evaluezi în mod obiectiv. Din acest motiv, tu nu tolerezi critica muncii tale, Ți se pare că nu este o critică, ci o insultă personală. În alegerea locului de muncă trebuie să ții cont de aceste lucruri. Sănătate și boli. Ai tendința de a ignora simptomele alarmante, ca urmare a faptului că te îmbolnăvești adesea. În ceea ce privește starea ta psihologică, ești supusă unor depresii frecvente și profunde. Este de dorit, din când în când, să fii supusă unui curs de terapie de reabilitare sau să vizezi sfatul unui analist experimentat, deși de obicei refuz să ai ajutorul specialiștilor. În menținerea sănătății, dieta are o importanță deosebită, iar pregătirea unor feluri de mâncare destul de dificile, dar gustoase, îți ridică starea de spirit. Pentru tine, relațiile sexuale durabile sunt importante dar ele nu sunt întotdeauna utile pentru tine. În ceea ce privește exercițiile fizice, se recomandă, de exemplu, mersul pe jos și notul. Destinul și norocul, ești o persoană intenționată, puternică, înzestrată cu o mare intuiție, poți fi fericită, însoțită de succes în orice domeniu de activitate, ar trebui să ai o familie minunată, puternică, Construită pe încredere și dragoste, casa ta este un meniu completă de înțelegere. Pentru tot ceea ce faci, totul aduce noroc, se poate spune pe bună dreptate că ești norocoasă peste tot, ți se dau multe lucruri cu ușurință. A talentul unui organizator, poți fi un lider autentic. În materie financiară, succesul va depinde de cât poți economisi, sfaturi pentru tine trăiește în întregime în experiențe și percepții personale, mai mult în lumea interioară decât în afară, chiar în ciuda deschiderii tale spre exterior. Este posibil ca încă din copilărie să fi întâmpinat probleme în relațiile cu generația mai în vârstă. Fie că ești prea mult criticată din cel mai mic motiv și apoi te închizi, devii scărbită sau ești lipsită de atenție, și prea rar ți se arată dragostea pentru tine și apoi devii real egoistă. Dezvolte-ți abilitatea de a comunica. Urmărești în mod constant un sentiment de iubire pentru viața însă și, și, din păcate, nu îl găsești întotdeauna. Este extrem de importantă tu să iei pe cei dragi care îți vor aminti mereu, nu neapărat verbal, despre modul în care ești necesară și importantă în această viață și te vor sprijini în tăcere cu puterea lor. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima, te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat, vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit, tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri, daruri, darul. Înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele ruiri, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică. O excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde, inel cu acva marim sau turcoaz este un cadou minunat, este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate, noi înșine ar trebui să gândim ce, dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta, acesta este un portret general pentru tine te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.